Doamnelor și domnilor, sunt onorat să fiu aici, mai cu seamă că pe lângă distinsele oficialități am plăcerea să văd în această sală. Apreciez foarte mult invitația și evenimentul organizat de dumneavoastră. Am plăcerea să văd în sală și absolvenții universității noastre, prietenii universității noastre, dascălii din universitate, oameni implicați în agricultură, în businessul din agricultură și din industria alimentară. Și vă salut pe toți cu deosebit respect, în nume personal și în numele comunității pe care o reprezint, Comunitatea Academică de la Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara. Chiar dacă suntem cumva rebranduiți în contextul internaționalizării ca Universitatea de Științele Vieții sau Life Science University, vreau să vă spun și o declar de fiecare dată când ridic acest subiect, dragostea noastră ca universitate și preocuparea noastră va rămâne pentru totdeauna, așa cum am spus și o spunem, agricultura. Pentru cei care n-au auzit ceea ce urmează să spun, contextul acesta al internaționalizării și a familiei mari Universităților de Științele Vieții, Life Science University, din care universitatea noastră evident că face parte, să știți că pentru noi, ca universitate, această schimbare de brand nu ne-a schimbat inima, nu ne-a schimbat preocupările, ba din contră, ne ajută să ne adresăm celor care vin din exterior cu, pe zona de cercetare, pe zona de educație, să fim, a spune eu, mult sau aliniați pe aceeași frecvență cu aceste universități despre care vorbesc și cu care colaborăm foarte bine. În contextul acesta, universitatea noastră, ajungând și la Camera de Comerț belgiană, vreau să vă spun că a dezvoltat și dezvoltă partea de internaționalizare în educație, în cercetare și nu numai, a spune eu puternic, la momentul acesta, în universitatea noastră, sunt tineri care studiază, veniți din 30 de țări, din Europa, din Africa, din Asia, în mod special de aceste trei continente, mulți studenți și absolvenți din Belgia, Franța, Germania, Italia, țările Africii, în mod special zona maghrebiană, din Asia, și deschiderea noastră pe zona internațională este una foarte mare și să nu uităm, este un lucru care eu mă mândresc. În vechea perioadă, în regimul comunist, nu numai universitatea noastră, dar România a avut o tradiție deosebită în ceea ce înseamnă internaționalizarea. Nu sunt lucruri care le inventăm noi acum. Țara noastră a avut și am avut plăcerea, de exemplu, Vietnam, primul ministru Vietnamului actual, fiind plecat anul trecut într-o delegație oficială, este absolvent de România. Am fost mândru să văd. Fiind în Mali, am avut ocazia să mă întâlnesc cu ministrul industriei din Republica Mali, în capitala Bamako, care este absolvent de România. Fiind în Maroc, în urmă cu ceva timp, am avut ocazia să întâlnesc oficialități care sunt absolvente de România. Nu am dezvoltat sau nu am descoperit noi nimic, noi doar dezvoltăm anumite lucruri și să știți că spun acest și declar acest lucru în fața dumneavoastră tocmai pentru a arăta responsabilitatea instituției de învățământ superior, universitatea noastră, vis-a-vis de ceea ce înseamnă educație în domeniul agriculturii și tot ce înseamnă conex. E un lucru cu care ne mândrim. Ne-am definit ca universitate și prin parteneriatele cu firme din Belgia, ca și cercetare, universitate antreprenorială, universitate care dezvoltă cercetare antreprenorială. Nu de foarte mult timp am închis un proiect care a fost plătit și, a spune eu, cumva solicitat de un grup, printre care și o companie foarte serioasă din România, o companie belgiană, pe zona de biomasă și pe alte subiecte. Așadar, relația noastră nu doar pe partea de studenți, cu studenți din Belgia, funcționează, pe cea legată de relația de cercetare și de colaborare cu companii din Belgia, care
foarte serioase care își desfășoară activitatea în agricultura românească și pe activități conexe agriculturii. Universitatea, pentru că reprezint universitatea aici în fața dumneavoastră, gândește în spiritul acesta antreprenorial, în sensul de a arăta tinerilor, nu doar a le spune cum se face, ci din ce în ce mai mult vrem să le arătăm asta și prin practica oferită de noi cu Universitate Direct, dar și de către dumneavoastră, cei care sunteți aici ca și oameni, ca și români adevărați, ca și fermieri adevărați, ca și cetățeni responsabili, practica oferită studenților noștri, dar și prin infrastructura de practică, cea din cadrul universității. Suntem foarte conectați la realitatea aceasta a economiei românești, europene și internaționale și prin temele de cercetare abordate de noi, fie că le dezvoltăm cu companii românești străine sau cu administrația. Nu vreau să dau neapărat exemple, dar putem să dăm exemple pe zona legată de irigații, pe cea legată de combaterea unor plante alergogene, pe cea legată de anumite cercetări în zona aceasta industriei alimentare și aș putea continua cu exemplele prin colaborările care le avem cu institute de cercetare și în mod special cu Institutul de Cercetare de aici, de la noi din județ, cel stațiunea de cercetare, dezvoltare agricolă Lovrin și nu numai. Suntem conectați la această realitate, dar vă spun dumneavoastră celor care sunteți aici ca și oameni care puneți pâinea pe masa noastră a românilor, fie că sunt contribuție financiară, nu știu, belgiană, olandeză, germană, italiană, nu contează, fie că este contribuție 100% românească, ne aveți ca și partener în zona cercetării. Suntem implicați în foarte multe proiecte, la momentul acesta estimez în jur de, cifra exactă este 47, vreau să spun în jur de 50 de proiecte cu finanțare europeană, fie că sunt fonduri care vin pe linia aceasta fondurilor europene, fie că sunt cele pe zona fondurilor norvegiene sau direct de la minister. Așadar, vă rog foarte frumos, fie că vom discuta despre PNS, fie că vom discuta despre PAC, fie că vom discuta despre problema irigațiilor, cea a terenurilor sau cea a energiei regenerabile, puteți să găsiți un partener în noi. La momentul acesta, pe partea legată de energie regenerabilă, dezvoltăm un proiect pilot în universitate. O parte din el este deja implementat pe fonduri norvegiene, utilizând partea de deșeuri de natură organică într-o stație din aceasta de biogaz, care duce înspre o seră de ultimă generație. Este un proiect relativ mic, de aproximativ 5 milioane, peste 5 milioane, dar l-am gândit ca un proiect pilot pentru anumite medii, comunități. Noi suntem o comunitate, universitatea cu tot, cu dascăl, cercetători și angajați de aproximativ 7.000 de persoane, 7.000 de suflete, și putem să replicăm acest proiect în fermele dumneavoastră, în comunitățile dumneavoastră, în sensul a share-ui, a oferi, a vă da din know-how-ul nostru, fără a ne ridica pe un piedestal, dar vreau să vă arăt deschiderea noastră, inclusiv pe partea de fonduri europene, prin unitatea de management a proiectelor pe care o avem în interiorul universității, vă stăm la dispoziție. Suntem universitate europeană, suntem universitate internațională, suntem universitate conectată, suntem o universitate care cunoaște realitatea economiei românești, o universitate care susține producătorul local, o universitate care susține agricultura României, o universitate care vă îmbie pe toți cei care trăim în România, fie că suntem români, belgieni, olandezi, nemți, italieni, să consumăm din produsele românești pentru a susține agricultura românească. Vreau să mulțumesc foarte mult companiilor belgiene care sunt în România pentru modul corect, onest și foarte deschis în care fac business în România și au toată deschiderea universității noastre pentru colaborare.
Sunt deosebit de impresionat de faptul că ați hotărât să faceți acest eveniment în Timișoara. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Universitatea este deschisă, așa cum am demonstrat și până acum. Și ieri seară, destul de târziu fiind în capitală, am fost invitat la un alt eveniment, nu chiar așa de mare, la o altă ambasadă importantă, ce reprezintă o țară importantă din Europa, și așa cum am auzit și astăzi, s-a vorbit foarte mult despre potențialul agriculturii românești. Eu cred că este important pentru a câștiga timp ca și europeni, ca și economie europeană, este foarte important să combinăm potențialul agriculturii românești cu nivelul cercetării din alte state pentru a duce plus valoare economiei românești și europene. Am fost chemat aici să țin un discurs, aș avea foarte multe lucruri, dar nu vreau să fie luate ca o laudă, dar atunci când cuvintele sunt susținute de fapte, eu cred că nu trebuie să ne fie rușine ca și români, ca și europeni, să spunem acest lucru. Modestia își are locul ei și rolul ei. Dar este foarte important ca și români, ca și europeni, indiferent că suntem români, belgieni, francezi, nemți, italieni, să punem în valoare lucrurile pozitive. Iar un lucru pozitiv este faptul că mediul de afaceri belgian cu cel românesc astăzi este împreună pentru a găsi soluții pentru agricultura românească. Împreună cu domnișoara, care îi mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru modul în care ați organizat împreună cu noi, dar împreună cu Camera de Comerț și cu cei care sunt implicați aici, avem deosebită plăcere să oferim câteva premii și a spune mulțumesc și felicitări unei părți a celor care sunt implicați în agricultură. Vă mulțumesc frumos! Și mulțumim alături de noi!